4 aprilie, ziua animalelor fără stăpân. Este o zi destul de importantă pentru animalele fără stăpân, unde în orașul Gherla nici nu se eutanasiază câinii și facem doar adopții. Adopțiile se fac foarte mult internațional. Suntem într-o colaborare cu o fundație din Germania, Promcanes, în care lunar pleacă în Germania câini. Cei doi puișori pleacă și ei, pe când o să fie pregătiți pentru adopțiile internaționale, după vârsta de 3 luni și 21 de zile. Foarte mulți câini găsim cu microchipuri. Multă lume nu înțelege ce înseamnă a se microchipa un câine. Ieri am găsit o mamă cu 7 pui cu microchip, deci mama are stăpân, a fost abandonată la ieșire din Gherla. Trebuie să tragem un semnal pentru abandonarea animalelor. Nu se poate duce la nesfârșit abandonarea lor. Sunt și ele niște suflete care au nevoie, pe lângă rană, de afecțiune. În ultima perioadă, majoritatea câinilor capturați diperați la orașului Gherla au microchipuri. S-au făcut sesizări la poliție în care persoanele urma să vină să jeie câinii acasă. Pentru a trăi în lanț, nu se poate. Câinele se atașează de noi, de oameni. Este un copil care nu mai crește niciodată.